Foarte interesant, știți cine mi-a sugerat această emisiune? Duhovnicul meu, tocmai m-a spovedit și mi-a zis, uite, să le pui studenților și cred că e foarte interesant, nu? Este extraordinar și este chiar în spiritul celor discutate de noi până acum. Noi asta îl puteți găsi pe YouTube, deci ați văzut că e gratis, am zis, așa. Însă este extraordinar. Deci că vedem și mai ales noi ca părinți, ca profesori, mă bucur tare mult că în sfârșit vedem un om de știință, pentru că acum știți, cea mai mare preocupare a Ministerului Educației este să introducă totul pe calculator, să fie... Și ați văzut că un om serios, cercetător, psihiatru, un neurolog și așa mai departe, este profesor la Universitatea din Ulm, ce a putut să spună. Adică, deci, dacă nu vom mai avea răgazul, mai să-l găsiți. Demența digitală. Este extraordinar materialul. Și este și... Acum, întrerupând, pentru că avem pe Părintele Anatol, înțeleg că este la telefon deja, da?